În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se referă
6-7 zile suntem
prinși cu treburile cotidiene. O zi, măcar, Sfânta Zi de Duminică, să o folosim pentru a ne desfăta în baia Sfintei Bisericii, în care să simțim, să-L simțim pe Hristos prin cântece, prin rugăciune, prin împreună slujire și din când în când, prin unirea reală cu Hristos în Sfânta Baie la Iubiașoare. Vedeți, într-o scriere mea, facem o afirmație că din populația creștină a României, dacă 20% sunt creștini practicanți, mai mult sau mai puțin. Când de vorbă cu un sociolog, mai părinte, sunteți atât de optimist. Ce bine dacă ar fi 10% și ceilalți. Ne preocupă, mai de mine, am desfălat ufe, am desfălat copii, am făcut de copii. Noi suntem vinovați, noi, vârstnici, suntem vinovați, dacă copiii noștri nu fac ce trebuie ca să crească ei înșiși și să fie de folos societății. Zice, păi nu pot să vin ca un copil mic. Vin cu el la biserică, copilul se învață de mic să vină la biserică. Altfel, dacă l-a duci la 7, 8, 10 ani, va fi străin, va fi o lume pentru el străină, necunoscută. Și omul acela, bă, lăsați-mă în pace, eu din mă duc la calculator, nu am trecut, nu mi-am lăsat să-mi face. Și acest este grav. Dacă nu e de mic copil, de mic la biserică, în brațe odată, făcea de mânuță și așa mai departe, să obișnuim în așa fel cât el ulterior să ne tragă de mână, mamă, tată, hai să mergem la biserică. Am auzit clopotele care ne cheamă la biserică. Și nu puține sunt situația de genul acesta. Spuneam că văd profesor de religie care spunea că sunt copii care își trag părinții, părinții. O pot să spunea un anumit har.
pe lângă lucrurile comune pe care trebuie să le facem. Pentru relația noastră cu Dumnezeu, să accentuăm, să intensificăm, să domnifiem acel dar, acel har, acea manoare pe care Dumnezeu a sădit-o în noi și pe care noi trebuie să o dezvoltăm. Nu pot să postesc pentru că sunt bolnav. Dar pot să mă dăruiesc semnul de Dumnezeu că eu fac acolo cu Dumnezeu. Nu pot face minuste. Pentru că sunt sărat, prin cursul, abia ce să mănânc. N-am de unde să fac minuste. Roagă-te mai mult ca harul divin să te pare mai mult asupra ta, asupra familiei ta, asupra întregului cosmos. Vedeți, venim fiecare la judecată cu haina mai mult sau mai puțin de multă pe care o avem. Nu există, nu suntem toți la fel. Ia imaginați-vă dacă ar veni la luptă îmbrăcați în uniformă, toată lumea cu aceeași uniformă. Stupid! Fiecare vine îmbrăcat în uniforma, în haina sa. Ce este important? Această haină să fie cât mai bună. Să fie cât mai în ton cu ceea ce ne așteaptă. Mai devreme să mă trezim de moșul și să nu știu. Pentru Dumnezeu.